Clujenii încearcă să țină cât mai mult de minge, n-au mai fost lăsate până la urmă cele 30 de secunde, peste 3 minute suplimentare. CFR câștigă, spuneam, pentru a 15-a oară în 22 de meciuri în fața Oțelului, 6 puncte câștigate în această stagiune de Clujeni, în duelurile cu Gălățenii, și în acest moment Oțelul rămâne singura echipă cu 15 puncte, rămâne Codașe, CFR face 18, rămâne la 9 puncte în spatele echipelor care sunt în acest moment salvate, dar sigur cu un meci și mai multe disputate, o etapă de urmărit și de către CFR, care își mai adună puține șanse de a se salva. Mai revedem reușita care a făcut diferența, cea a lui Tade, după respingerea deloc inspirată a lui Popescu. Așadar, CFR Oțelul 1-0, gol marcat de Tadei în minutul 56, concluzii și reacții la Fotbal Club.